Vrem să facem ceva diferit. Nu cred că am mai făcut așa ceva duminica și de aceea vreau să vă explic despre ce e vorba. Acum un an, mai specific într-o joi, când a fost vorba de săptămâna educației, am ales să aducem pe cineva, pe băiatul fratelui Horodincă, pe Teddy, din București, să ne vorbească un pic despre importanța școlii și despre piața muncii în România. Și au venit vreo 50 atunci, a fost cât de cât o discuție roditoare, cred eu, și cât de cât am putut să învățăm ceva despre cam care sunt domeniile în România care încă mai merg și de ce este importantă școala. Sfaturile primite au fost excelente, însă n-au fost suficiente. Nu știu, am plecat acolo cu senzația că parcă lipsește ceva. Și atunci vorbeam cu Laurențiu și am zis, ți-a plăcut cum a fost joi? A zis, a fost ok, dar parcă lipsește ceva. Și atunci când am început să discutăm mai mult, ne-am dat seama că poate e și un defect profesional. Am pus foarte mult accent pe latura educațională, pe diplome, pe școli și mai puțin accent pe meserii. Și am zis, bun, haide anul acesta să facem ceva diferit, ca să echilibrăm mesajul, că nu toți care au 7 diplome și 3 doctorate ajung să fie mari și tari în România. Sunt și alții care poate au 8 clase și au ajuns să facă mai mult decât alții cu 3 diplome. Și atunci am zis, hai să echilibrăm mesajul acesta. Așadar, am ales 7 oameni din biserica noastră care lucrează în domenii diferite și care, într-o măsură mai mică sau mai mare, au reușit. Au reușit cu ceea ce fac, cu ceea ce Dumnezeu le-a dat, cu abilitatea și cu darul acesta pe care Dumnezeu le-a dat, au reușit să facă ceva în România. Și de aceea aș vrea să-i invit aici în față, pe fiecare. Primul dintre ei va fi Dani. Dani lucrează în domeniul IT. El este cu calculatoarele. Nu este singurul, era și David, dar David nu știu unde este, că nu l-am văzut. Însă am zis, hai să-l folosim pe Dani în dimineața aceasta. A doua persoană va fi Tamara. Tamara lucrează în croitorie și design. A pus accentul Laurențiu foarte bine că e diferență între design și croitorie. Așa. Cosmin Floarea. Cosmin lucrează în construcții și reușește cumva să câștige pâinea cea de toate zilele. Manu este, să zicem așa, un mic afacerist în domeniul telefoane, servicii, accesorii și așa mai departe. Știți unde lucrează, probabil că majoritatea v-ați luat ceva de la el, fie o baterie, fie nu știu ceva, carcasă. Așa. Avem pe fratele Andrie și nu știu, a venit dimineața aceasta? Nu știu, n-a venit. Bun, ok. Adina? Adina lucrează ca farmacistă. Avem mai multe asistente de farmacie. Avem mai multe asistente. Avem și pe Nadia și pe Nicoleta. Dar am zis să folosim doar una dintre ele. Și ultima persoană este Cristi Mateescu. El este rezident, medic rezident, stomatolog. Probabil că a mai lucrat la dinții câtorva dintre dumneavoastră. Filip este unul dintre ei și e foarte mulțumit. Da, Filip? Da? David, și tu la fel. Așa, deci toată familia Șeulan a mers la Cristi. Nu știu cum s-a întâmplat. În această dimineață am pregătit 3 întrebări, pentru că nu vrem să ne lungim, nu putem să stăm aici o oră și jumătate, așa că o să fim scurt la subiect. Aș vrea să vă gândiți, dumneavoastră, ca părinți, voi adolescenți care vă gândiți în viitor la carieră, la o vocație, să luați sfaturile lor și cumva să le internalizați, să vedeți cum se manifestă și în viața voastră și care ar trebui să fie pașii în viața voastră. Întrebările sună așa. Prima întrebare, și o să luăm așa de la Dani și mergem până la Cristi. În ce domeniu activezi, de cât timp și cum ai ajuns să lucrezi în acest domeniu? Eu activez în IT, pe partea software, de 6 ani de zile lucrez. Înțeleg cei care sunt în domeniu. Software, mai exact, să te aduc pe înțelesul fiecăruia, înseamnă să creezi programe pentru calculator. De exemplu, probabil pentru cei mai bătrâni, dacă vorbiți cu copiii dumneavoastră din afară, ați văzut că vorbiți pe Messenger, pe Skype, acela este un program pe calculator. Cam la asta se reduce în mare software-ul. Lucrez de 6 ani
Cum am început? Mie de mic mi-a plăcut matematica, am fost bun la școală la matematică, dar în același timp îmi plăceau mult jocurile pe calculator și la un moment dat ușor, ușor s-au împletit. Vreau să vă spun, ca să ajungi în industria software, nu prea se poate fără matematică. Deci dacă nu știi matematică, nu prea ai ce căuta. Dacă îți place matematica, să știți că este o rampă de lansare. Am intrat la liceu la Mateinfo, iar din câte știți eram dependent de jocuri pe calculator, dar de când m-am pocăit am început ușor, ușor să mă las de jocuri și am început să mă pregătesc de BAC. Și pregătindu-mă pentru BAC, am început să-mi placă din ce în ce mai mult informatica. Am început să fac chiar meditații, iar chiar profesoara mea de informatică m-a împins ușor spre acest domeniu, până am realizat că este un domeniu de viitor, era un domeniu căutat, am început să aprofundez și mai mult și în primul an de facultate s-au evit niște oportunități și deja m-am angajat. Deci ca să reduc puțin, mi-a plăcut matematica, și am fost și împins un pic de la spate și de părinți și de profesori, dar cel mai mult mi-a plăcut. Mi-a plăcut să creez software. Mulțumim. Tamara? Se pare că eu nu sunt așa de bine cunoscută și recunosc că urmăresc să nu fiu foarte bine cunoscută de toți de aici. Nu vă spun de ce. Pentru că eu lucrez în mediul de afaceri, nu lucrez ca și croitor, lucrez ca și designer vestimentar, aceasta e pregătirea mea. Diferența între design și croitor este că designerul creează, de asta se cheamă creator de modă, croitorul execută. Dar nu se poate una fără alta. Că nu poți să fii creator fără să știi croitorie, nu poți să construiești avioane fără să știi cum se realizează, da? Că altfel creăm altceva. Eu lucrez de 11 ani și ceva în acest domeniu și felul în care am ajuns să lucrez ar fi mult de spus aici, dar ar fi totuși trei repere pe care aș putea să le amintesc. Mai întâi am vrut să îmi fac singură lucruri, pentru că deși nu realizam la acea vârstă faptul că mie îmi place să port altceva, nu clasic, simțeam că o am în sânge și atunci, pentru că nu găseam pe cineva care să-mi facă, deși mama mea lucra croitorie, dar era destul de greu să-mi facă ce ceream eu. De greu, nu greu pentru ea, era foarte... cerea foarte mult timp și ea nu avea. Așa am început, iar prima ținută pe care mi-am realizat-o, am purtat-o la o nuntă, unde a fost invitată o persoană care lucrase 20 de ani împreună cu Zina Dumitrescu. Zina Dumitrescu, un creator renumit chiar și în timpul nostru. Și această doamnă a remarcat ținuta mea și nu m-a crezut că am făcut-o eu. Iar în momentul în care, ținând cont de faptul că era prima rochie pe care o făcusem în viața mea, fără consultanță, fără absolut nimic, și... deci nu aveam nici școală la momentul acela. Și atunci ea a avut o remarcă care m-a pus un pic pe gânduri și anume, tu trebuie să fii designer. Venind din partea unei persoane care a lucrat cu un designer renumit timp de 20 de ani, am considerat că trebuie să țin cont de asta. Problema era că la acel moment dat și chiar 5-6 ani după aceea, dacă mi-aduc bine aminte, nu exista secție de design la noi în țară. Trebuia să înveți în Franța sau în Anglia sau în Italia. Și așa că mi-am luat gândul de la asta. După vreo 10 ani de zile, am avut 3 nopți la rând un vis în care închiriam ținută de serbare și carnaval, adică exact ce fac și astăzi. La acel moment dat, internetul nu era la noi. Nici măcar, mi-aduc aminte că citisem despre așa ceva într-o revistă, dar la noi nu exista. Nu aveam de unde să mă inspir și eram absolut sigură că era de la Dumnezeu, mai ales că visam visul, mă trezeam și îl visam din nou, 3 nopți la rând. După aceste 3 nopți la rând, în 7 zile, Dumnezeu mi-a deschis toate ușile, așa încât în 7 zile am intrat în afaceri. Din acest motiv, consider că
nu sunt mai grozavă, dar am avut acest privilegiu extraordinar din partea lui Dumnezeu să intervin într-un mod miraculos ca să pot intra în afaceri. Realizez totodată faptul că Dumnezeu întotdeauna în măreția Lui intervine și supranatural, dar întotdeauna folosește niște abilități pe care tot El le-a pus în noi. Mulțumim! Cosmin? În domeniul construcțiilor, eu de lucrez de mic copil, că tata era constructor și automat, că ne-a luat cu el. Haide să mai joci și așa mai departe. Apoi am mers în afară de peste 10 ani și acolo automat am fost nevoit să pun mâna, mai să fac ceva bun, cum vine vorba. Apoi de 5 ani sunt aici, în România, și Dumnezeu chiar m-a binecuvântat. Chiar nu mă așteptam ca oricine vine în România și te întrebă, oare va merge, nu va merge, voi putea face, dar chiar binecuvântarea a fost și chiar e și un domeniu, într-adevăr că e un domeniu greu care toți se cam feresc de el, dar se poate. Eu în 1999 am lucrat la primul magazin de reparații de telefoane din Târgoviște. În 2001 am reușit să deschid cu ajutorul familiei un mic magazin. În 2006, în 2007, la începutul lui 2007, am reușit să fac primul import de accesorii și piese din Germania, Anglia, China, și în 2007 am reușit să mă extind la nivel național. Anul 2007 a fost unul de cotitură pentru mine, pentru că, poate vă aduceți aminte, am fost în Australia și n-am stat mult, am venit acasă și m-am apucat de afacerea asta la alt nivel. Deci de 14 ani lucrez în acest domeniu și este un domeniu dinamic care cred că va exista cât va exista lumea. Deci este loc pentru orice tânăr care vrea să facă genul ăsta de business. Deci nu este vorba numai de comercializare, e vorba și de reparații, unde se pot câștiga destul de frumoși bani și relativ ușor. Pentru asta trebuiesc nu cunoștințe foarte, foarte mari, da? Dar trebuiesc cunoștințe minime de electronică, ceva software. Deci, îmbinate un pic, se pot face meseriile astea cu succes și cred că este o meserie în care se câștigă relativ ușor bani. Cam asta e deocamdată. Bun, mulțumim. Lucrez de 4 ani ca asistent de farmacie, însă ce m-a determinat să ajung aici e un pic diferit de povestea celor dinaintea mea. N-am avut niciodată pasiune pentru domeniul ăsta, nu am visat niciodată, însă primul lucru care m-a determinat a fost, ca cred eu a majorității multora dintre noi, nevoia financiară. Nevoia financiară m-a împins să fac ceva, am fost dispusă să muncesc orice, oriunde, oricât, dar conștientă și convinsă că vreau să o fac pentru Dumnezeu și apreciez fiecare bănuț care vine, conștientă că sunt oameni care o duc mult mai greu decât mine în situația în care eram atunci. Așa că acum 6 ani de zile am găsit o ofertă, o doamnă farmacistă din oraș care angaja o menajeră. Am fost dispusă să merg, să muncesc, fără prea multe promisiuni. Nu a fost ușor, mi-a fost destul de greu în perioada aceea, au fost mulți care nu m-au încurajat, dar am fost dedicată și dornică să fac ceva, în primul rând pentru familia mea și undeva în adâncul inimii mele era să fac ceva pentru Domnul. În timpul acestor 2 ani, fata dânsei urma să-și deschidă o farmacie aici în oraș. N-am avut cu dânsa prea multe relații de prietenie sau nu știu foarte bine, însă nu știu de fapt ce Dumnezeu a fost cel care a coordonat lucrurile. M-a recomandat, a avut încredere în mine, m-a ajutat să fac școala și
îi aduc slavă Domnului că în toate lucrurile astea El a fost Cel care a văzut credincioșia și vreau să vă încurajez să fiți credincioși acolo unde sunteți, să faceți cu dedicare ceea ce faceți ca și cum ați face pentru Domnul, ca și cum El ar fi acolo și ar vedea lucrurile astea și vă spun din experiența mea, niciodată, absolut niciodată Dumnezeu nu rămâne dator față de lucrurile astea. El vă va înălța pentru că știe și vă va da pe mână lucruri mari pentru că știe care e încredere în fiecare dintre voi. Amin. Așa este. Mulțumim. Deci, în ce domeniu activezi? De cât timp activezi? Și cum ai ajuns să lucrezi aici? Știu că mai ales tu ai fost aici în Târgoviște la un moment dat. Prin harul și ajutorul lui Dumnezeu în septembrie 2012, adică acum un an, am terminat facultatea de stomatologie în București. Iar în noiembrie am luat rezidențiatul și din 1 ianuarie, să zic așa, 2013, sunt medic rezident pe chirurgie dento-alveolară la Spitalul de Chirurgie Maxilofacială în București. Stai un pic. Prea repede. Stai numai un pic. Dă-mi un pic microfonul tău, ia-l pe ăsta, că se pare că nu merge prea bine. Deci, medic, chirurg, ceva. Medic rezident momentan. Medic rezident pe ce domeniu? Chirurgie dento-alveolară în București și lucrez ca și medic stomatolog. Adică acolo la spital facem chirurgie, la cabinet stomatologie, ca să zic așa. Și cum ai ajuns să lucrezi aici? Păi, în anul 2 de facultate mi-am dorit ca să fac practică la un cabinet și Dumnezeu mi-a deschis un cabinet. Am în București, am mers, la început spălam instrumente acolo, dar vedeam și mi-a deschis perspectiva. În anul 4 de facultate, doctorii de acolo m-au primit să mai lucrez, să pun o plombă, să mai fac o extracție și a fost foarte bine pentru mine, ca să zic așa. Și în felul ăsta am ajuns să lucrez. Știu că la un moment dat tu erai aici în Târgoviște, la Valahia. Începuse o altă facultate. Da, așa? Eu în clasa 10-a la liceu mă gândeam așa să dau la medicină. Îmi plăcea foarte mult chimia. Și în clasa 11-a m-am transferat. Eu inițial am făcut în clasa 9-a și a 10-a am făcut mate info. Apoi m-am transferat la Științe ale Naturii, la chimie-biologie. Am învățat chimie-biologie. După ce am terminat liceul, am zis că eu nu mă mai fac doctor, că sunt prea mulți ani, ce rost are, pierdem vremea, viața trece. Și am făcut un an de inginerie automatic, așa. Făceam de toate acolo, adică de toate. Un an am făcut acolo, a fost ok, chiar învățam, dar nu mă vedeam făcând asta. Și eram așa cu inima că eu trebuia să fac medicină, ce caut aici, Doamne, dar... Și m-am apucat să învăț, să dau, am dat la București, vreau să mă fac doctor, că simțeam că Dumnezeu m-a chemat să fac asta. Și n-am știut eu că voi face stomatologie. M-am dus la medicină generală în primul an. Și după primul an de facultate la medicină generală, m-am transferat în anul 2 la stomatologie. A fost un pic așa mai alambicat, ca să zic. Și da. În felul ăsta am ajuns. Bun, mulțumim. Am vrut într-un scurt rezumat ca să vedeți că fiecare are un traseu diferit. Unii oameni au ajuns la punct ochit, punct lovit. Unora l-a plăcut un anumit domeniu și de când au fost mici au visat să fie farmaciști și asta au făcut. Nu în cazul Adinei, dar în cazul altuia sau altora. Alții au încercat într-un domeniu, cum a fost Cristi, a început cu automatica și nu prea s-a văzut în domeniul respectiv și apoi s-a transferat. Dani, tu ai fost împins de la spate, cumva, și de jocurile pe care așa, să vedeți că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, dacă nu, ne distrug, să știți. Bineînțeles, alții învață meserie de la părinți, cum a fost Cosmin și cum sunt mulți alții care învață mecanica sau altceva, croitoria, nu? Cumva a început de la mama și s-a transferat sau cel puțin ai furat meseria dacă n-ai învățat-o și nevoia te învață, că deodată nevoia te învață, te apuci de ceva și îți dai seama că în timp ce faci începe să și să-ți placă, nu? Pofta vine mâncând câteodată. Bun, a doua întrebare: care au fost lucrurile pozitive și cele negative care fie v-au descurajat sau v-au încurajat în demâniul acesta? Și vreau aici să răspundeți scurt la obiect. Ideea este următoare: toți visăm la ceva,
Unul vrea să fie pilot, altul vrea să fie medic, stomatolog. Am înțeles că se câștigă foarte bine, vreo 65 de milioane. Cristi, tu ne spui că se câștigă? Nu acum, că ești rezident, mai târziu. Sau m-au auzit că la IT se câștigă peste 1500 de euro. E adevărat, Dani, nu știu cât se câștigă, dar ideea este următoare. Visul este frumos, dar haideți acum să vedem și anumite aspecte sau laturi mai puțin cunoscute despre domeniile respective. Deci părți pozitive și negative. Să începem cu părțile pozitive. În primul rând, cum v-am spus și mai devreme, mi-a plăcut. Îmi place să văd ferestrele acelea pe ecran, funcțiile din spate. Îmi place să gândesc cu arhitectura unei aplicații, să o creez. Pe urmă, eu am încercat și ceva proiecte personale. Chiar am un proiect și cu David Oprea și iar face plăcere să văd oamenii că folosesc produsul tău, că sunt încântați de el, că te sună pentru ajutor în acea privință. Pur și simplu îmi place lucrul acesta. Și când lucram, de exemplu, la Allianz, una din responsabilitățile care le-am avut a fost să desenez RCA-ul. Și după ani de zile încă mai văd oameni care cumpără RCA de la Allianz și mă simt foarte bine când îi spun că eu am desenat acel RCA. E capodopera mea. Deci îmi face plăcere să văd pe cei din jur, mi-a făcut plăcere să văd pe cei din jur încântați de un anumit produs pe care tu l-ai dezvoltat. Ca părți negative, în primul rând să știți că această meserie implică o muncă sedentară, așa că trebuie combinată cu mult sport, altfel începi să te durdulești, să zic așa. Da. De multe ori să știți că se stă peste program, mai ales dacă lucrezi la o firmă care doar asta face, dezvoltare software, foarte multă presiune, termene limită foarte strânse. Și un punct negativ care l-am văzut de curând, pentru că la noi în țară încă nu se practică modul acesta, dar în Europa se merge pe ideea de contractant, adică nu, cum s-ar spune, persoană fizică autorizată, nu angajat permanent, și trebuie să pleci foarte mult, să călătorești foarte mult. Iar dacă ai o familie, foarte mulți din colegii care lucrez acum în Germania sunt divorțați a doua, a treia oară, asta din cauza că tot timpul au stat plecați, te întorci o dată pe săptămână, o dată pe lună, o dată la 6 luni în funcție de proiect, iar asta eu văd un lucru negativ și sunt sigur că în curând ideea aceasta va intra și în România, da. Dacă în Occident deja a intrat. Iar un alt punct care vă las pe dumneavoastră să alegeți, dacă este bun sau rău, în acest domeniu, ca să fii în top, trebuie să fii la curent cu noile tehnologii. Tehnologia avansează pe lună ce trece, la fel este și în software, apar tot felul de tehnologii, iar dacă nu ești la curent cu ele, vei fi un programator mediocru, să spun așa. Și încă poate o latură, poate despre care nu s-a spus, dar știu că am și eu prieten foarte mulți în domeniul acesta, este că munca nu se termină după 8 ore sau după 10 ore. Vii acasă și tendința este să mai lucrezi ceva. Ai uitat nu știu ce schemă acolo. Așa e, Elina? Să mai muncești și peste program, așa e? Poate și chestii personale, dar cunosc foarte mulți prieteni care nu se pot opri la 8 ore de muncă. Când ești mecanic, ai plecat de la Beda la 6 sau cât se pleacă, ai mers acasă și te mai doar în bască dacă ăștia mai au de muncă sau nu mai au, sau dacă s-a terminat de făcut mașina sau nu. Da? Glumesc. Și după 6, să mai stă o jumătate de oră, o oră suplimentar, dar în general este program fix și când ai plecat, ai plecat. Nu te mai interesează de nimica. Domeniul acesta este un pic diferit, ca multe alte domenii. Bun, hai să mergem mai departe. În cazul meu, ca și părți pozitive în a profesa sau în a alege profesia? Amândouă, nu contează, depinde unde vrei să... Eu am avut, sper să nu fie interpretat termenul de succes, dar chiar așa a fost.
Succesul în afacerea pe care am deschis-o, dar v-am spus în fel miraculos în care am ajuns să o deschid și sunt convinsă că acestui fapt se datorează succesul, m-a motivat foarte mult, ținând cont de faptul că în momentul în care Dumnezeu a ales să-mi dea această oportunitate de a intra în afaceri, eu nu puteam să merg, nu puteam să-mi țin lingura în cele mai multe zile. Aveam copilul de un an când era cel mai greu de îngrijit și nu puteam să stau pe scaun sau culcată prea mult timp. Deci, practic, eu aveam nevoie de îngrijire și Dumnezeu a ales cel mai nepotrivit moment din punctul meu de vedere. Dar tot El a fost Cel care mi-a dat această pasiune, eu cred că mi-a exacerbat-o, cred că a alimentat-o într-un mod neobișnuit, pentru că lucram 12 ore pe zi, timp de 4 ani și jumătate în fiecare zi. N-am muncit în viața mea atât de mult cât am muncit în vremea aceea. Plângeam și lucram, eram udă din cauza lacrimilor continuu, plângeam și lucram 12 ore pe zi, în halul în care eram. Deci nici eu și nimeni altcineva n-ar fi crezut, probabil că și noastră vă este greu să credeți că cineva poate munci atât de mult, văzând faptul, ținând cont de contextul în care s-a dezvoltat. Dar succesul care a însoțit această idee de afaceri mi-a dat energia, nu numai acesta, dar mi-a dat energia văzând cât de folositoare este această afacere, am găsit energia interioară să merg mai departe și, cum spunea și Adina, și pe fondul nevoilor. Dar în cazul meu nu cred că principal motiv au fost nevoile, ci acea energie pe care o primeam în urma ceea ce făceam. Ca piedici, activitatea aceasta mea este sezonieră și din acest motiv muncesc foarte mult, odată la 6 luni, exagerat de mult, aproape zi și noapte, timp de 2 săptămâni. Este foarte greu să găsesc oameni care să mă ajute, pentru tocmai din acest motiv, că este sezonieră și fiecare vrea ceva permanent sau, mă rog, pe un termen de câteva luni de zile, nu câteva săptămâni. Și o altă piedică era sănătatea mea, care nu s-a rezolvat odată ce s-a deschis această oportunitate de afacere pentru mine. Sănătatea mea nu s-a redresat și în cursul celor 4 ani și jumătate sau poate chiar mai mult, în care aveam dureri cumplite la fiecare pas, deoarece afacerea am deschis-o la scurt timp după o intervenție foarte serioasă pe coloană, sănătatea mea șubredă m-ar fi putut ajuta să renunț pe parcurs. Construcțiilor, ceea ce părți pozitive sunt că ești bucuros de ceea ce rămâne în urma ta, că faci un perete, că faci o baie, e ceva care te bucură, că poți să reușești ceva. Apoi e că vezi pe celălalt mulțumit când omul vine, primește lucrarea respectivă și vezi că este mulțumit și deja te simți tu împlinit, că poți să faci ceva, chiar dacă cei de lângă mine sunt majoritatea că ține de ce au învățat, de carte și toate celelalte. În schimb, construcțiile trebuie să pui mâna. Trebuie să pui mâna să lucrezi tu mai mult. Și acum depinde de fiecare în parte ce își dorește de la în afaceri. Apoi părți negative sunt că e o muncă foarte dură și nu știu dacă e dispusă toată lumea să o facă. Eu vreau să spun cum am început genul ăsta de afacere. La încurajarea familiei și a fratelui nostru Arghir am început asta. Din 2001 până în 2006, mă repet, am făcut-o la un nivel mediu, așa, și am făcut-o nativ, ca să zic așa. Din 2007, când nivelul l-am ridicat, a trebuit și eu să mă educ, să caut informație, să caut să
să pot să fiu la un nivel la care să pot face față competiției. Sunt avantaje. Primul avantaj este că ești propriul tău stăpân, dar ăsta poate fi și un avantaj și un dezavantaj. Depinde cum fiecare cum se raportează. Este un domeniu dinamic care explodează. Am studiat înainte de a începe afacerea la alt nivel domeniul ăsta și am văzut că dinamica cu care el se mărește, cu care progresează, este una foarte mare. Deci nimeni nu poate face față tuturor tuturor ramurilor și atunci în domeniul ăsta este loc pentru fiecare, adică chiar absolut nimeni nu le poate face pe toate și fiecare are o bucățică, toate împreună fac ceva imens. Da, cam asta. Mulțumim. Partea, nu știu dacă negativă, dar mai grea din punctul meu de vedere în domeniul în care lucrez e că eu nu sunt o persoană sociabilă și sunt nevoită să stau numai între oameni, nu numai colegii, colegele, dar și clienții care vin. Însă mă gândeam și mai devreme la ce spuneau ei. Cred că atunci când ai un vis, Dumnezeu ține cont de visul acela și visul meu nu a fost o meserie anume, a fost să slujesc lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus, bun, vrei chestia asta, atunci modul în care poți să-mi arăți e să fii între oameni, să slujești oamenilor și slujindu-le lor îmi slujești mie. Și îmi dau seama că partea bună și care mă împlinește la ora actuală este că Dumnezeu îmi împlinește visul. Dacă asta este pasiunea lui, pasiunea lui sunt oamenii, atunci eu vreau să slujesc acestei pasiuni și mă rog în fiecare zi pentru oamenii cu care lucrez, cu oamenii cu care intru în contact, îmi doresc să fiu un Iisus printre oameni. Nu știu cât reușesc lucrul ăsta, dar eu cred că atâta timp cât ai pasiune și dorință să faci un lucru, Dumnezeu face mai mult. Și o altă latură bună este că în țara noastră, în domeniul medical, oamenii au nevoie de medici, de asistenți, de cadre medicale creștine care să aibă răbdare cu ei, să înțeleagă. Este un domeniu foarte sensibil, trăim într-o societate repezită, toți sunt repeziți, nu știu, e destul de greu. Eu mă îngrozesc cât văd modul în care oamenii sunt tratați în spitale și pe unde mai merg. Și eu cred că oamenii au nevoie de creștini care să le ofere dragoste, răbdare și înțelegere. Da. Asta cred că este cel mai mare avantaj. În domeniul meu, n-aș putea să spun neapărat părți negative, ci părțile mai grele pentru mine în alegere au fost, adică abia apoi mi-am dat seama, în primul rând că eu nu am avut părinți care să fie doctori și care să mă încurajeze, să știu cam ce am de făcut, să zic așa. Apoi trebuie să te dezvolți în continuu, trebuie să citești, trebuie să fii la curent cu tot ceea ce este nou și bun, tehnici noi. Apoi trebuie să mai știți că partea grea a fi doctor, oamenii gândesc ei halatul alb frumos, e așa, e deosebit, e nobil. Însă, dincolo de toate astea, înseamnă să mai operezi și pacienți cu HIV, cu hepatită, cu tot felul de probleme, deci implică și riscuri extraordinar de mari, la care nici nu-ți poți imagina, ca să zic așa. Partea bună este că atunci când întâmpin dificultăți foarte grele, știu, sunt foarte sigur că sunt în voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu m-a ales să fac asta și mai există și o latură bună, sunt anumiți oameni care vin și spun, domnul doctor, nici nu mă așteptam să fie așa de bine, așa de mulțumiți, dar nu sunt toți așa. Dar sunt oameni care pur și simplu îmi dau o împlinire așa deosebită și parcă nu-mi vine să cred că Dumnezeu m-a binecuvântat să fac lucrul ăsta. Mulțumim! Am vrut să vedeți oameni diferiți, perspective diferite, laturi poate un pic mai neștiute,
Și în esență vreau doar să fac un scurt rezumat a ceea ce s-a spus. Pe drumul fiecărui observăm că există poate lucruri care te încurajează, lucruri, oameni și evenimente care te propulsează înainte. Și chiar dacă nu v-au spus ei 100%, dar n-au timpul necesar pentru acest lucru, să știți că există oameni, există evenimente care te descurajează. Pot să vă dau doar un singur exemplu în cazul meu. Am ales latura slujirii, latura teologiei și familia a fost prima care m-a descurajat și a spus: păi ce faci tu cu teologia? Ce mâncare și ce pâine o să-ți câștigi tu cu teologia? Și acesta este câteodată, din păcate, chiar cei din casa ta poate să devină o piedică în privința aceasta. Nu vorbesc în dreptul nimănui, ci vorbesc în dreptul meu acum. Așadar, știți ce se întâmplă? Mi-am notat aici, este un proces natural. Să știți, orice om, în orice domeniu, care a avut succes sau a reușit, a trebuit să treacă prin acest test, mai mic sau mai mare, care să nu-l descurajeze, ci din contră, ceea ce nu te omoară, te face mai puternic. Și așa au reușit chiar și România, într-o Românie săracă, din punctul ăsta de vedere. Mi-am notat aici o maximă foarte frumoasă. Oportunitățile, și aici vreau să fiți atenți, adolescenți, tineri care vreți să munciți. Oportunitățile din viață ajung la noi deghizate sau mascate în muncă grea. Muncă grea. Și din cauza aceasta suntem incapabili să le recunoaștem. Vreau să mai citesc o dată. Oportunitățile din viață ajung la noi mascate în muncă grea și din cauza aceasta suntem incapabili să le recunoaștem. Și vreau să spun acest lucru pentru oricare dintre noi care avem tendința să ne comparăm cu alții, să-i criticăm pe alții sau să ne plângem lui Dumnezeu de ce fratele nu știu care avea 11.000 de oportunități și eu n-am niciuna. Uite-te în viața ta și vei vedea că Dumnezeu și ție ți-a dat nu una, 10 de oportunități, dar fiindcă au fost mascate sub muncă grea și n-ai fost capabil sau n-ai vrut efectiv să pui osul și să muncești, n-ai văzut acele oportunități în viață și deci n-ai reușit. Vă încurajez, dragi adolescenți, munciți greu. Învățați. Învățați, studiați cât mai puteți, pentru că cu cât muncești mai mult, înveți meserie, cu atâta și oportunitățile în viață sunt mai multe. Ok. Ultima întrebare, foarte scurt. Dacă ar fi să reduci toată experiența ta la un singur sfat, un cuvânt sau poate o anumită frază, care ar fi aceea? Informarea. Fii la curent cu noile trenduri din industria aceasta. Alegeți meseria în funcție de pasiunile tale și după aceea muncește să fii în fiecare zi mai bun. Seriozitate și responsabilitate. Asumă-ți riscul. Și eu am adus o carte care cumva mi-a schimbat viața. Scrisă de Ben Carson, cei mai mulți știți cine este Ben Carson. Asumă-ți riscul, se numește cartea. Învață să identifici, să alegi și să trăiești cu o doză acceptabilă de risc. Acceptabilă de risc. Intimitate și, cu Dumnezeu și sensibilitate la glasul Lui, pentru că ele sunt lampa de lansare către ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Trăiți în voia Lui Dumnezeu și lăsați-L pe El să aleagă pentru voi ceea ce trebuie să faceți și dacă atunci când ați ales, Dumnezeu a ales pentru voi și ați ales să faceți o meserie, munciți mult pentru lucrul acela și uneori chiar dacă implică sacrificiu, să fiți gata să-l plătiți. Bun, haideți să recapitulăm. Mulțumim. Informare. Și nu doar în acest domeniu, Dani, vreau să spun că în orice domeniu, chiar și în domeniul teologiei, dacă nu citești 10 ani o carte, rămâi în urmă. Informare a fost seriozitate, am avut intimitate cu Dumnezeu, călăuzire divină și, Tamara, ai spus pasiune. Toate acestea însumate și înglobate aduc, dacă vreți, mai devreme sau mai târziu, reușită în viață. În concluzie, există mai multe căi de a reuși în viață. Unii aleg calea școlii, merg 6, 7, 8, 10 ani la școală și bineînțeles, odată cu aceasta vine și experiența și oportunitatea. Alții aleg calea meseriei. N-au reușit pentru că poate n-au avut nici banii necesari, n-au avut nici, să zicem, îndrumarea necesară pentru a merge la o școală, dar au învățat, au furat meseria
și reușesc în viață. E foarte bine. Vreau să vă spun, frați și surori, și cred că Laurențiu va vorbi despre acest lucru. Nu vă simțiți inferiori, pentru că am observat chestia asta. Avem tendința să ne simțim complexați că cineva are 7 facultăți și noi n-avem nici măcar o clasă. Asta nu este o problemă. Meseria este o brățară de aur. Meseria este o brățară de aur. Alții aleg calea afacerilor, ca să numărăm doar câteva. Important este să vă găsiți propria cale fără să te compari cu altcineva. Dumnezeu este unic și creativ și pentru fiecare a lăsat o meserie unică. Așadar, haideți să ne gândim mai serios. Dacă sunteți părinți, rugați-vă pentru copiii voștri și îndrumați-i pe fiecare personal. Nu toți trebuie să fie aitiști sau medici. Fiecare are o chemare, are o pasiune, are o îndrumare personală. Haideți să ne gândim în privința aceasta și dacă sunteți adolescenți, foarte bine a spus și Adina și Cristi, intimitate cu Dumnezeu. Căutați voia Lui în rugăciune prima dată. Știu că asta nu prea se vorbește. Prima dată când vorbim de o meserie, ne gândim ce să câștigă mai bine. Dar nu știu câți dintre părinți pun prima dată problema, haideți să ne rugăm. Să vedem ce vrea Dumnezeu să-ți descopere în viața ta. Ce vrei? Dumnezeu poate să-ți descopere o nouă pasiune și aceea să fie cum a fost la mine. Eu am fost IT, 100%. Mi-a plăcut jocul, mi-a plăcut calculatorul. Dar când Dumnezeu îți descoperă altceva, lași totul la o parte și pasiunea pentru Dumnezeu devine mult mai mare și pentru ceea ce El te cheamă să faci. Mulțumim mult! Mulțumim mult, apreciăm și Domnul să vă răsplătească. Acum ne pregătim să vedem un scurt videoclip de 6-7 minute. În acest videoclip avem o profesoară care chineză care ne vorbește un pic despre perseverență și nevoia de a merge mai departe, chiar dacă viața uneori este dificilă. I was 27 years old. I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach seventh graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in seventh grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition.
We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Ne cerem scuze pentru subtitrarea destul de mică, n-am putut să o facem mai mare. Vreau să fac un rezumat scurt în 2 minute. Videoclipul ne vorbea despre perseverență. Pentru a reuși în viață este nevoie de mai mult decât talent. Și asta am observat, știți dumneavoastră foarte bine, când ați fost studenți, elevi, ați văzut unii copii care erau sclipiți, dar erau, poftim, sclipitori, da. Mulțumesc. Încă mai învăț limba română. Da. Erau sclipitori, erau talentați, aveau carismă, aveau de toate, le lipsea munca. Munca și perseverența. Trebuie să ai voință de fier, care se traduce în pasiune și perseverență. Fără aceasta nu poți să reușești în viață, în orice domeniu ai fi. Și bineînțeles, abilitatea de a învăța, și asta mi-a plăcut foarte mult, crește odată cu munca. Abilitatea de a învăța. Dom'le, nu e capabil. Ba, este capabil.
pune-l un pic astăzi, pune-l un pic mâine și să vezi că în fiecare zi, cu cât muncește mai greu în acel domeniu, cu atât o să-i placă mai mult și o să învețe și o să-i fie mai ușor și, bineînțeles, va învăța mult mai ușor în timp. Niciun domeniu este imposibil. Orice domeniu se poate învăța, dacă îți place și ai pasiune și perseverență. Haideți să învățăm acest lucru dacă suntem adolescenți, dacă sunteți părinți, să învățați, nu știu, fiecare trebuie să avem înțelepciunea lui Dumnezeu cum să traducem acest lucru în viața fiecărui copil. Și Domnul să vă ajute și să mă ajute să învățăm această înțelepciune. Amin. Haideți să ascultăm și mesajul lui Laurențiu, care ne va vorbi despre modelul creștin de educație.